Dragilor, tocmai ce am învățat să-mi transform telefonul mobil într-o cameră web și acum pot să fac asta. Dacă vreți și voi să știți cum să faceți chestia asta, să vă transformați telefonul mobil într-o cameră web, vă rog să rămâneți până la finalul acestui video, pentru că este foarte important să urmăriți toți pașii din acest video. Ca să reușiți să faceți chestia asta și să vă instalați și voi tot ce vă trebuie ca să folosiți telefonul ca o cameră web, trebuie să faceți 3 pași foarte simpli pe care vi voi arăta eu în continuare în acest video. Însă, între timp, vreau să faceți și voi ceva foarte mic pentru mine. Dragilor, avem o mică rugăminte la voi. Pentru voi este gratis, însă pentru noi înseamnă foarte mult pentru că ne ajută să ne creștem canalul. După ce ați urmărit un video de la noi, mergeți pe butonașul Apreciez și apăsați-l. Apoi apăsați pe butonul Abonează-te. Apăsați și pe clopoțelele astea două de aici și în felul acesta canalul nostru va crește. Dacă vreți să vă arătați mulțumirea și într-un mod financiar, aveți butonul Mulțumire aici sau butonul Alătură-te aici, unde puteți să alegeți modalitatea de donatare pe care vreți să oferiți canalului nostru. Mulțumim! Gata? Ok, haideți să-i dăm drumul. În regulă, primul pas, mergeți pe rog, vă rog, pe telefonul vostru mobil. Eu sunt cu telefonul meu, Realme GT. Voi cu ce telefon aveți? Chestia asta va merge și pentru iOS, dar și pentru Android. Pe telefonul mobil trebuie prima și prima dată să activați Developer Options. Ca să faceți chestia asta, vă duceți în Device Settings, vă duceți și căutați Version. La Version intrați în setarea respectivă și aveți build number, iar pe build number trebuie să apăsați de 7 ori. La mine nu o să mai meargă pentru că deja sunt în developer mode, dar voi trebuie să apăsați de 7 ori și veți primi un mesaj care spune că ați intrat în developer mode. După ce facem chestia asta, mergem în developer mode, căutând chiar aici, am scris ceva foarte greșit probabil, Developer Options. Ok, pe fiecare device poate să difere denumirea, da? Și aici trebuie să căutăm acum USB Debugging. Observați că la mine USB Debugging-ul este activat. În momentul în care glisați acest butonaș care este aici și se face albastru sau, mă rog, se enablează, da? Veți primi o notificare pe ecran care va spune chiar doriți să dați drumul la USB Debugging și voi veți selecta da. Acesta este primul pas pe care trebuie să-l faceți. În continuare vom merge la Google Play Store. Iar aici vom căuta o mică aplicație, iar această aplicație se numește Droid Cam. Observați că eu am deja instalat. Instalați-o și voi. Așteptați să se termine de instalat, după care o deschideți. Și ar trebui să vă arate ceva de genul acesta, da? Să vă arate, practic, că vă filmați pe voi înșivă. În continuare, deschideți web browserul vostru preferat. Poate să fie Chrome, Mozilla, Firefox, Edge, chiar nu contează. Da? Și vreau să căutați în Google Droid Cam. Dacă căutați chestia asta, o să găsiți un site care se numește Dev74 Apps și observați aici Droid Cam Windows Client, da? Acesta de aici, Droid Cam Windows Client, da? Dev47 Apps, Droid Cam Windows Client. Apăsăm pe ăsta aici și o să ne zică niște mici install notes-uri, da? Astea sunt ce a scris developerul că face aplicația respectivă, nu trebuie să vă intereseze foarte mult chestia asta, ascultați ce vă zic eu mai departe ca să puteți să vă configurați totul cum trebuie. Trebuie să apăsați aici pentru download. Odată ce l-ați downloadat, o să vă apară un mic pop-up aici ca să deschideți aplicația downloadată. Faceți acest lucru. Sau mergeți la voi în fișierul de download de pe calculatorul pe care îl folosiți și veți găsi acolo Droid Cam Setup. Versiunea cea mai recentă când fac eu acest video este 6.5.2. O veți porni acest exe pentru setup. Mie îmi spune că în momentul de față îl am deja pornit.
deci la mine este deja instalat, dar voi o să trebuiască să urmați niște pași foarte simpli cu next, 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 next. Efectiv, nu trebuie să faceți absolut nimic altceva. Acum că am instalat aplicația atât pe telefonul mobil, cât și pe laptopul sau calculatorul pe care îl veți folosi, trebuie să și căutăm această aplicație pe calculator și să o pornim. Din Windows vom face un search după Droid Camera. Acesta ne va arăta unde este programul instalat. Vom apăsa pe programul respectiv ca să îl pornim. Iar în momentul în care porniți, ar trebui să vă apară ceva de genul acesta. Da? În momentul de față, eu deja sunt conectat la Droid Camera și haideți să vă spun și cum să faceți chestia asta. Aveți două posibilități. Ori conectați și telefonul mobil și laptopul sau calculatorul pe aceeași rețea Wi-Fi și faceți un simplu detect de rețea ca să vadă ce dispozitive se pot împreuna prin această aplicație. Dacă nu, puteți să folosiți un cablu USB. Eu am decis că cel mai bine și cea mai rapidă rată de transfer va fi printr-un cablu USB de transfer date. Da? În momentul în care ați introdus USB-ul în mufa telefonului de încărcare, veți primi o notificare pe ecran care vă va întreba dacă vreți să faceți transfer de date sau doar să încărcați telefonul. Veți dori să faceți transfer de date. Pentru cei care au Android nou, ultima generație, o să aveți și posibilitatea să selectați Android Auto / transfer de date. Este același lucru. Pe acela trebuie să-l folosiți. De menționat faptul că dacă aveți telefoane foarte vechi, adică Android sub versiunea 7, Droid Cam nu va merge pentru voi și nu veți putea să vă conectați nici prin USB și nici prin Wi-Fi. Acum rămâne la latitudinea voastră dacă vreți să vă conectați prin Wi-Fi sau prin USB tethering. Mie USB tethering-ul mi se pare cea mai rapidă cale de transfer și în același timp sunt convins că telefonul nu va rămâne fără baterie în timp ce filmez, pentru că el încarcă automat din sursa laptopului. Dacă ați efectuat toți acești pași care vi-am spus până acum, în ordinea în care vi-am spus eu, ar trebui în momentul de față să aveți telefonul conectat la calculator și să puteți să vă înregistrați prin aplicația dorită de voi sau pur și simplu să faceți videoconferencing prin Discord, Teams și așa mai departe. Bineînțeles, pentru fiecare aplicație în parte, trebuie să faceți un anumit setup. Aceasta nu este o problemă, se poate face setup-ul foarte ușor pentru fiecare aplicație. De exemplu, eu acum folosesc OBS-ul ca să pot să mă înregistrez, ca în același timp cu camera, sau mai bine zis telefonul meu ca și cameră, să pot să înregistrez și alte medii sau media. De exemplu, ecranul calculatorului de pe care v-am arătat de unde să luați Droid Cam. Dacă doriți să aflați și cum să faceți setup-ul pentru OBS folosind telefonul mobil, vă pot arăta și chestia asta într-un nou video, însă trebuie să menționați lucrul acesta într-un coment la acest video pe care tocmai l-ați finalizat de vizualizat. Mulțumim foarte mult și ne vedem la următorul proiectel! Dragilor, avem o mică rugăminte la voi. Pentru voi este gratis, însă pentru noi înseamnă foarte mult pentru că ne ajută să ne creștem canalul. După ce ați urmărit un video de la noi, mergeți pe butonașul Apreciez și apăsați-l. Apoi apăsați pe butonul Abonează-te. Apăsați și pe clopoțelele astea două de aici și în felul acesta canalul nostru va crește. Dacă vreți să vă arătați mulțumirea și într-un mod financiar, aveți butonul Mulțumire aici sau butonul Alătură-te aici, unde puteți să alegeți modalitatea de donare pe care vreți să oferiți canalului nostru. Mulțumim!